După ce joi, șeful Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhari, a declarat că dacă și la cea de-a patra rundă a tenderului de la aeroport va participa doar o singură companie, aceasta ar putea fi declarată câștigătoare. Vineri, bloggerul Eugen Lucianiuc a venit cu un comentariu în care precizează că presa guvernamentală a pus pe pauză istoria cu licitația de la aeroport, pentru că autoritățile le-ar fi închis gura cu plicuri. Totodată, aceasta demonstrează cum declarațiile șefului de la APP și cele făcute de ministrul infrastructurii se bat cap în cap și afirmă că Cojuhari cu spânul nu s-au înțeles pe subiectul licitației de la aeroport. Afirmațiile lui Cojuhari par ar fi într-adevăr cu atât mai dubioase, cu cât anterior Andrei Spânu susținea și nu o singură dată că o companie este prea puțin pentru licitație. Astfel, în februarie, în cadrul emisiunii În profunzime de la ProTV, el declară: din punctul meu de vedere, o licitație cu o singură companie, și nu contează care ea, nu poate să aibă loc, pentru că aceasta nu mai este licitație. Așa. Deci, în mod normal, ar trebui să fie minim două. Mai mult, și pe pagina sa de Facebook, tot în luna februarie, ministrul afirmă într-o postare că și două companii sunt puține. Au aplicat doar două companii, Lobrici și Lagardère, ceea ce nu asigură o concurență suficientă, scria ministrul atunci. Amintim că anterior, bloggerul Eugen Lucianiuc susținea că acest concurs a fost falsificat, iar firma franceză ar fi încheiat din timp o înțelegere cu autoritățile din Moldova pentru a câștiga. Potrivit acestuia, condițiile tehnice ar fi fost elaborate pe baza unei broșuri despre compania Lagardère, pe care Agenția Proprietății Publice a primit-o în primăvara anului 2023, imediat după ce statul a preluat gestionarea aeroportului din Chișinău. Lucianiuc consideră că tocmai de aceea până acum, singurul participant la licitație a fost Lagardère. La întrebarea Canal 5 despre cât de adevărată este această informație, șeful Agenției Proprietății Publice a negat acuzațiile. Situația legată de desfășurarea licitației a generat critici din partea experților politici și a societății civile. Unii dintre ei l-au acuzat pe ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, Andrei Spânu, de lobby în favoarea companiei Lagardère. Acesta a respins acuzațiile. Mai precis că Procuratura Anticorupție a desfășurat o anchetă penală în legătură cu licitația pentru închirierea spațiilor comerciale din Aeroportul Internațional Chișinău, însă a încetat urmărirea penală. Instituția a declarat că investigația poate fi reluată în cazul apariției unor noi circumstanțe, iar șefa parchetului european, Laura Codruța Covesi, a declarat la o emisiune TV în timpul vizitei sale la Chișinău că este suspect atunci când una și aceeași companie câștigă mai multe licitații, iar cazul trebuie să devină subiectul unei anchete, fără însă să precizeze dacă afirmația ei se referă și la licitația de la aeroport. Următoarea rundă a licitației este programată pentru 22 octombrie și este a patra oară când autoritățile extind termenul.